Bună, fetelor! În ziua de astăzi, din ce în ce mai multe femei apelează la medicul estetician pentru a avea buze mai frumoase și mai senzuale. Când se recomandă această operație? Când se recomandă? Bună întrebare. Exact când dorește pacientul, atunci se recomandă. Nu există un timp când trebuie să o facem. Este pur și simplu un tratament medical estetic care putem apela în caz că pacientul își dorește să mai adaugă un plus de volum sau hidratare la nivelul buzelor. Domn doctor, știu că sub semnătura dumneavoastră se găsește tehnica M. Puteți să ne explicați despre ce este vorba? Pe tehnica M am luat mai multe tehnici din diferite tehnici și am inventat printr-un procedeu special o metodă care ne ajută foarte mult să avem un rezultat natural, dar în același timp și cu volum și cu contur. Cât durează această procedură? Durează undeva între un sfert de oră și 20 de minute, din cauza că trebuie să luăm în calcul mai mulți parametri și mai mulți tehnici de injectare. Tratamentul în sine nu este tratament dureros. Noi de obicei folosim doar o cremă anestezică, în plus avem și un spray anestezic care îl folosim. Substanțele care le folosim sunt substanțe de ultima generație care sunt deja premixate cu anestezic, astfel încât procedura este suportabil de către pacienți. Asta voiam să vă întreb, că în trecut știu că era un pic mai dureroasă procedura. În ziua de astăzi, cum mai decurg lucrurile din punct de vedere al durerii? Prin tehnologii, prin substanțe noi care le folosim, prin acea traumatice, procedura în sine devine din ce în ce mai suportabilă de către pacient. Noi întotdeauna la cabinetele noastre tratamentele sunt etapizate în două etape. Niciodată nu facem tot tratamentul deodată, astfel încât putem să controlăm rezultatul final. În cauza asta, noi de obicei tratamentul îl facem astăzi, la o săptămână mai chemăm pacientul, mai adăugăm câte o picătură, o analizăm împreună, discutăm cu pacientul. Există contraindicații pentru această procedură minim invazivă? Trebuie să înțelegem că orice tratament medical are și contraindicație, dar mai important și complicații. Putem să avem inclusiv micoză, putem să avem clar și complicații foarte dificile de tratat. Dar odată ce apelăm la un medic cu experiență, putem să evităm această problemă. Noi vă mulțumim foarte mult, domn doctor, pentru acest interviu și trebuie să le salutăm pe fete înapoi în platou. Acum, serios, dacă voi ai peste gură, ne mai zi. Unde-i musca? Da. Vino. Nu știu de unde s-a pornit această modă a buzelor mai cărnoase, așa, poate de la Angelina Jolie, poate nu. Ideea este că mie mi se pare că unor fetele stă bine, altora mai puțin bine. Dacă te uiți acum la Angelina Jolie, pare că nu are buze. Săraca, de aia a rămas fără buze. Da, nu, pe mine mă depășește această modă și chiar nu înțeleg de ce fete care sunt chiar frumoase, da, și cărora le stă mult mai bine cu niște buze naturale. Da. Sunt cazuri în care, să zicem, am văzut intervenții făcute care arătau chiar foarte bine, dar majoritatea sunt ceva de groază. De ce se exagerează, Giu? De ce se exagerează? Da. Pentru că în momentul în care majoritatea femeilor care exagerează, cred eu, din punct de vedere psihologic, cred că adună nenumărate frustrări și complexe și nu mai au atingere cu realitatea deloc. Și atunci, în momentul în care se apucă, ele continuă crezând că o să fie din ce în ce mai bine și mai bine și mai bine. Și că le ajută la încrederea lor, da, de sine, practic. Și că unele intervenții estetice chiar te ajută la încrederea de sine, dacă o faci cu cap, dacă o faci asumat și dacă o faci responsabil, adică să nu exagerezi în niciun fel și să știi că în momentul în care ți-ai făcut o intervenție, că e pentru buze, pentru sâni, pentru față și așa mai departe, atâta timp cât pare un rezultat natural și în concordanță cu fizionomia ta, atunci este totul ok. Gata. De la acest subiect minunat, propun să